pe Lin Corina și m-am născut într-o familie de creștini, practicanți, care l-au iubit pe domnul și iubesc pe domnul, și am crescut așa cu mentalitatea asta și cu dorința de a, de a fi și eu creștină, de a merge la biserică, dar cu adevărat nu l-am cunoscut pe Isus, pe domnul fiind la liceu, am ajuns cumva așa într-o derivă. Într-o noapte mi-a fost așa, a venit o frică, o panică peste mine și cumva eram înaintea unor examene și mă gândeam, Doamne, dacă acum se întâmplă ceva cu mine, chiar dacă eu am auzit despre tine, chiar dacă eu frecventez biserica, bineînțeles mergeam la grupul de tineret, eram în cor, toate erau frumoase, dar undeva acolo în inima mea nu era siguranța mântuirii. Și am zis, Doamne, trebuie să mă hotăresc pentru tine, pentru că dacă se întâmplă ceva, eu nu știu unde voi ajunge. Și m-am hotărât pentru Domnul. Am luat hotărâre. aceea să-l urmez pe Domnul. Am primit botezul, aveam, cred că vreo 17-18 ani, cam așa. M-am implicat mai mult, să zic, în lucrarea din biserică, cu tineretul, cu corul, dar, într-adevăr, tot nu l-am cunoscut pe Isus așa cum ar fi trebuit. M-am căsătorit. Domnul a lucrat minunat, dar în inima mea era tot timpul dorința de mai mult. Mergeam la cor, îmi plăcea să cânt la cor, dar nu era ceea ce îmi doream cu adevărat. Închinarea adevărată, să-l laud pe Domnul, să nu mă gândesc că cel din stânga sau cel din dreapta cântă fals și că lucrurile nu iese bine. Tot timpul când eram la cor trebuia să cânt corect, să fiu atentă la detaliile astea și nu la adevărata închinare și tot stăteam cu Domnul, așa cum știam eu, cum am înțeles eu, Doamne, totuși e ceva mai mult, îmi doresc mai mult. Întotdeauna ziceam, îmi doresc mai mult. Au trecut anii, am avut primii doi copii, erau deja mărișori. Urma să-l avem și pe al treilea, la fel, Doamne, vreau o schimbare în viața mea. Și pro, s-a produs schimbarea, cu adevărat schimbarea, în anul 2009. Am auzit la niște rude apropiate că au primit botezul cu Duhul Sfânt. Wow, am zis, Doamne, cum e asta? Nu înțeleg. Noi, eu nu știam ce e asta. Și am zis, doar el a primit botez odată, cum? Dar botezul cu Duhul Sfânt, habar n-aveam. Am stat de vorbă cu persoana respectivă, care era atât de entuziasmată că a primit botezul cu Duhul Sfânt, mi-a explicat era altfel, era plin de bucurie, era entuziasmat ar fi, și ar fi dat viața chiar în momentul ăla pentru Hristos. Și am zis, Doamne, vreau și eu lucrul ăsta. Și chiar am zis la Iulian, la soțul meu, și noi trebuie să avem lucrul ăsta și noi trebuie să, și pentru noi, nu, ceva trebuie să se întâmple. Și știu că m-am rugat, chiar în momentul respectiv, în zilele alea, era o conferință undeva la București. <laughs> și a fost invitat și Iulian, uh și mă rugam, Doamne, descopere și lui lucrurile astea. Descoperi despre tine mai mult și, nu știu, vreau și eu ceea ce au frații mei. Și, într-adevăr, Domnul a lucrat. Mă bucuram nespus de mult când mă sunat de la București la conferință și îmi dădea să aud ce, ce este acolo. Pe lângă că auzeam lauda și închinarea și bucuria care era acolo, auzeam că se fac vindecări. Wow, vindecări în direct. Ah, dar vindecări prin Duhul Sfânt, mijlocire. Eu, eu, nu știam de așa ceva, știam că mă rog domnului, dar eu și medicamente. Și domnul a lucrat. Când s-a întors acasă de la București, Iulian a fost altfel și cumva ne-am dorit mai mult, mai mult am stăruit în, înaintea domnului și am fost botezați cu Duhul Sfânt. Mai mulți din, dintre prietenii noștri au fost botezați cu Duhul Sfânt și eram plin de viață și dorință să împărtășim la cei din biserică. Bineînțeles că nu a fost așa. Uh, mă rog, am fost uh, cumva îndepărtați din biserică. Pe moment n-am înțeles de ce lucru ăsta. Dar știu un singur lucru, că dacă nu ne depărta Domnul din locul acela, noi nu puteam cunoaște cu adevărat mai mult din Domnul. Și ceea ce voia Domnul să facă cu noi. Și într-adevăr, Domnul, printr-un grup mic, a ridicat închinător și mijlocitor pentru orașul Iași. N-am știut ce înseamnă asta. Dar ne-am dorit asta și într-adevăr este altceva și cu adevărat e, e ceva nou și nu că e ceva nou, e ceva care nu putem descrie în cuvinte. Am trecut prin foarte multe, dar am văzut mâna Domnului la lucru. Am înțeles ce este adevărata închinare, în duc și în adevăr, ceea ce înainte nu experimentasem, acum experimentăm și ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim, chiar dacă nu suntem foarte mulți, Domnul coboară și am înțeles ce înseamnă să te închin prin Duhul, să lauzi pe Domnul prin Duhul, să primești revelații de la Domnul. Este extraordinar și, într-adevăr, Domnul a chemat la lucrarea de mijlocire pentru oraș și mulțumim Domnului și pentru frații noștri de la OSOI și pentru alți frați care stau în spărtură pentru oraș, poate pe care nu-i cunoaștem, dar știu că Domnul are închinători am și în adevăr pentru oraș. Într-adevăr, mijlocirea pentru oraș nu este ceva foarte ușor, dar într-adevăr eu am văzut și noi am văzut schimbări în oraș și cred că Dumnezeu lucrează în continuare. Eu mă bucur împreună cu frații mei și ne bucurăm de lucrarea la care ne-a chemat Domnul. Și cu adevărat este altceva, este mult mai mult și se poate și mult mai mult. Și eu cred că Domnul dă dă cu plăcerii, nu mai să vrem mai mult. Și în afară de mijlocirea personală care o faci acasă, când ne adunăm, noi facem asta frecvent. Deci aducem înaintea Domnului și mijlocim cu putere pentru că știm că când suntem doi sau trei, crește puterea. Și cu adevărat suntem întăriți în duhul când suntem mai mulți și mijlocim pentru oraș, pentru cei care conduc orașul și care sunt în dregătorie. Până la urmă, domnul ăsta ne-a chemat, dar cu adevărat, când suntem mai mulți, simțim puterea Duhului și simțim că lucrul ăsta crește de la unul la altul și cred că e nevoie nu numai de mijlocirea de acasă, pentru, pentru oraș, nevoie, e nevoie și în biserică, în fiecare biserică. Eu cred că lucrul ăsta va ridica și va elibera orașul, mai ales orașul nostru are nevoie de eliberare. Păi cum ne rugăm? Aducem înaintea Domnului, de exemplu, anumite situații care s-au întâmplat în oraș, care urmează să se întâmple. Sunt anumite sărbători, așa zise, sărbători și venim înaintea Domnului ca Domnul să se reveleze celor care stau cumva să, la aceste sărbători, vin din diferite orașe, din diferite colțuri chiar și ale lumii și zicem Doamne, revelează-te, Doamne, arată-te, vorbește tu Căci oamenii aceia, chiar dacă vin să închine, să zic la, mă rog, la moaște sau știu, ei totuși îl caută pe Dumnezeu. Spun că Dumnezeu, Dumnezeu și am zis, Doamne, îi revelează. Și venim înaintea Domnului mai mult decât să mijlocim cu poși cu rugăciuni, pentru că am văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și au fost situații când unii din frați au avut curaj și îndrăzneală să meargă chiar printre cei care erau acolo la rând să să roage. Mai, mai, facem și alte lucruri, mergem pe străzi și ne rugăm și binecuvântăm orașul, binecuvântăm străzile pe unde vor veni oamenii respectiv, binecuvântăm satele, binecuvântăm pe unde mergem. De obicei facem lucrul ăsta și asta de, de când a început domnul lucrarea mijlocim pentru orașul Iași. Eu cred că se va întâmpla ceva, poate acum nu vedem așa, dar cred că se va întâmpla ceva pentru că Dumnezeu e credincios. Și noi nu vrem să dăm înapoi, chiar dacă poate nu vedem real. Eu cred că se întâmplă lucruri minunate. În momentul în care a fost botezați cu Duhul Sfânt, nu ne-am mai raportat la Domnul ca înainte. Nu mai puteam veni oricum. Știam că e mai mult decât a te ruga și a spune niște cuvinte. Stai și aștept să vezi ce spune Domnul. Și te efectiv te E ceva extraordinar. Iar în relația din casă, deci copiii au văzut altceva. Eu cred că au văzut altceva și um, în ceea ce privește vindecarea. În ceea ce privește vindecarea, deci noi, de când s-a produs uh, schimbarea, noi credem în vindecarea prin cuvânt, prin rugăciune, prin mijlociri și prin laudă. Deci, uh, putem spune în mod special despre copilul cel mic care habar nu are ce să la medicamente. În momentul în care, să zic, am fost o răceală, o gripă, poate o febră, am venit împotriva acestor lucruri prin um, rugăciune. Chiar odată eram, mijloceam și ne rugam ca și cum am fi dat la șase ore antibiotic. Efectiv, așa am făcut. La un moment dat avea febră foarte mare, am zis că nu ne lăsăm. Îl lăudăm pe domnul Chit, că nu ne venea, lăuda pe domnul că îl vedeam cu febră mare. Și într-adevăr domnul a intervenit, a plecat durerea de cap cu febră, era o febră foarte mare și îl dura capul. Cred, cred că lucrarea a venit odată cu nașterea lui și într-adevăr el s-a născut și cumva odată cu lucrarea el a crescut în alt mediu, să spun așa, al închinării, al rugăciunii, al mijlocirii pentru oraș, mijlocirii vindecare, to toate astea care fac parte din... Deci, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu coboară, indiferent de situație, El vine pentru că noi credem în puterea Lui și copilul crede. Și intervenim, deci când vedem că cumva un simptom al bolii nu neapărat să instalezi boala, noi deja intervenim pentru că știm că armele cu care luptăm nu sunt uh, oarecare, sunt armele Luminii, arme puternice. Și atunci venim împotriva celui rău. Și noi asta am învățat să facem. Și chiar. Uh, funcționează și nu ne este greu. E o normalitate a casei noastre să venim împotriva bolii, împotriva lucrurilor rele, chiar și împotriva unor situații. Să zic că sunt unii veci îngălăgioși sau... Nu, deci nu ne ducem să ne certăm cu vecinii sau cumva să luăm o atitudine negativă, de reproș, venim în rugăciune și în și Dumnezeu lucrează. Și eu cred că modul ăsta de viață este un mod în care le experimentăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Și la locul de muncă la fel, pentru că nu avem de luptat împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor întunericului. Și, cu adevărat, Domnul ne dă vise, vedenii, revelații prin cuvânt și am văzut că funcționează și nu, nu, nu se compară cu viața dinainte, așa zise viața de creștin. Este altceva, nu pot să spun chi mai ușor, dar vedem cu adevărat rezultate. Și suntem binecuvântați cu adevărat, și prin faptul că toți copiii noștri au învățat la o școală creștină în oraș. Și lucrul acesta se vede, și încurajez părinții să-și dea copiii la școli creștine, pentru că e o diferență. Și copilul care crește la o școală creștină cu principii în care frica Domnului este acolo, copilul respectiv, chiar dacă va merge la facultate sau în altă parte, el va ști să-și aleagă prieteni va ști ce cale să aleagă, nu va putea să aleagă oricum, pentru că sămânța care a fost plantată acolo va aduce rod. Și noi am văzut asta și noi ne bucurăm și suntem binecuvântați prin asta și cu asta. A avea copii la o școală creștină și nu are care colegiul Richard Burbrand, e ca și cum um, ar sta copiii ocrotiți sub o aripă. Eu așa văd, ca și cum pleacă de acasă, sunt o ocrotiți acolo la fel, în același mediu, un mediu cu frica de domnul, un mediu în care uh, se începe cu rugăciune, unde sunt, cultivate, unde sunt cultivate toate principiile și valorile creștine. Și vreau să spun că școala, uh, colegiul Richard Wurbrand, pune un mare accent pe caracter, formarea caracterului copilului, un caracter cu principii creștine. Și um, lucrul acesta s-a văzut în viața copiilor noștri. Deci ei au din clasa 1 de la clupa 0 până în clasa 12 -a. Lucrul acesta s-a văzut acolo, profesorii și elevii sunt prieteni, mai mult decât profesori și elevi, prieteni. Și copiii găsesc în profesorii care sunt majoritatea creștii, găsesc niște mentori care îi ajută pe viitor. Noi am mijlocit și cea mai mare dorință a noastră ca părinți este și va fi ca toți copiii noștri să-L iubească pe Domnul. În primul rând să-L iubească pe Domnul, să-L cunoască pe Domnul, că știm că toate celelalte vin pe deasupra, același principiu a funcționat și funcționează în viața noastră. Și așa ne-am rugat pentru copiii noștri cei mari care sunt acum căsătoriți. Doamne, vrem pentru ei parteneri după voia Ta. Și am văzut mâna Domnului în viața fetei noastre, cum Domnul a lucrat și cum Domnul i-a dat un soț cu frică de Domnul, care creștea sub ochii noștri. Noi n-am știut că el va fi cel potrivit pentru copilul nostru, dar am văzut cum Domnul a răspuns. Și vedem bine cuvântarea Domnului în viața lor. Principiile creștine, frica de Domnul și toate celelalte vin pe deasupra. Sunt binecuvântați pentru că Domnul este credincios. Și același lucru, dacă noi ca și familie am pornit la drum cu versetul să nu ne îngrijorăm de nimic, ci să ne încredem în Domnul și să căutăm împărăția lui, că toate celelalte vin pe asta a fost versetul care am început noi, căsătoria, căsnicia, același lucru l-am, i-am motivat să facă, să creadă că dacă ei caută împărăția celelalte, Domnul de pe deasupra. Și Domnul a răspuns și a răspuns și la fiul cel mare și Domnul răspunde la toată rugăciunea. Noi de la început am pornit de la nimic, dar cu Domnul. Ăsta a fost versetul. Și asta ne ține. Aceeași motivație, aceeași viziune, aceeași dorință de a-l urma pe Domnul, de a sluji Domnului, de a fi una lucrare. E mare lucru să știi că soțul sau soția este cu aceeași gândire, cu aceeași dorință. Și căutarea în Cuvântul Domnului. Asta ne-a ținut. Când am avut ceva, am venit la Domnul întotdeauna și am văzut cum ne-am bărbătat. Deci asta ne ține. Nu pot să spun că altceva decât Domnul. Domnul în toate. Și Domnul e răspuns la toate.